știu cum să fac, pentru că eu sunt foarte empatică și în momentul în care concurenta are ochii plângăcioși, îmi vine și mie să plâng. Nu este cazul. Dar de ce ești așa supărată, măi, Valeria? Nu putem noi trece peste toate? Nu suntem noi puternice? N-avem o ținută bună astăzi? Fetelor, am o dedicație muzicală pentru voi toate. Dacă sunteți supărate și nu vă place, faceți în felul următor. Pleacă, mâine o să-mi treacă, ce dacă era a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba. Plecați din emisiune dacă nu vă place. Nu știu, dar am și o poveste. A, s-o ascultăm. Care cumva se apropie de realitate. Proprietarul meu mi-a zis că în 24 de ore trebuie să eliberez apartamentul. Și ce am decis eu să fac, de fapt, e să dau o mare petrecere la mine acasă, ca să mă răzbun pe acel proprietar. Aole, vrei și să distrugi tot? Să scol toți vecinii în acea noapte, pentru că așa vreau eu. Să fac mare, mare petrecere. Păi da, dar vecinii ce vine au? Vecinii? Da. Păi din cauza vecinilor. Da. Păi din cauza vecinilor. Te evacuează din cauza vecinilor? Da. Te-au reclamat vecinii? Da. Am înțeles. A, și cum ar veni, luați de aici că vă arată, fată, despre ce e vorba. Foarte bine, atunci venim și noi singură, la petrecere. Dacă nu ai chiar unde să stai, poți să vii să stai la mine câteva zile, 3-4 zile, mai mult nu poți să țin pe nimeni. Stai liniștit. Nu suport mai mult de 3-4 zile oaspeți. Da, ținuta cum ți se pare? E negru cu animal print, acea curea nu. Geanta, animal print-ul de pe geantă și cu cel de pe cizme nu se potrivesc. În rest, da, nu pot să găsesc. Da, la, la față, zona beauty, ești chiar frumușică, păr, îmi place peruca, îmi place cum stă. E o rochie simplă, neagră, cu o trenă care... Nu este o rochie. Apă. Dar ce este? Se vede ca o este rochie. Este o capă și... Nu. Este bluză. Aha, este o capă și cu... Da, o bluză. Da. A improvizat. Da, cum face de obicei. Curea, nu, geanta, nu... Și aș fi scos și chiar și asta. Aș fi improvizat altceva. Să scoți ce? Trena aceasta care... Păi e bluză, e tot întreg. Mie nu-mi place. Mulțumesc. În rest, ești frumos și că rău. Mulțumesc, Irina. Și dacă vrei să stai undeva... Ce da, pentru 2-3 zile, ai înțeles. Oh, mare ajutor. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută, Valeria, în fața lor, te rog. Mulțumesc. Bună! Bună! Auzi, vreau să te întreb ceva. Am auzit că ai fost la o emisiune în Republica Moldova și ai vorbit urât despre emisiunea Bravo, Estile, adevărat? Nu este adevărat. Chiar așa scrie lumea pe Instagram. Nu, chiar am vorbit foarte frumos, puteți să vă uitați. Da, bine. Da, sunt înregistrări, chiar am vorbit foarte okay. frumos. Asta e bine atunci, înseamnă că lumea... M-au întrebat care a fost faza și am zis că... Ok, pune geanta în mâna cealaltă. Geanta nu-mi place absolut deloc. Absolut deloc. Îmi plac bluzele astea tip capă. Și mie. S-au purtat, s-au vehiculat de la rochii până la bluze, până în toate variantele, dar mie tot îmi place, chiar dacă putem să spunem că deja e demodată, dar îmi place în varianta în care o prezinți tu astăzi. Uite, sunt de acord cu cizmele leopard pe care le va aprecia cu siguranță. Da, le-am ochii de mult, Luca. Da. Că ești frumoasă și că te-ai machiat bine pentru acest outfit e evident. Puteai să folosești o altă cura pentru că asta este chip. Ok. Pietrele să văd că sunt, da. Ok, mulțumesc. Da, aș fi pus o curea cu cataramă simplă, neagră, n-aș fi mai încărcat acolo inutil. Deși sclipește frumos, dar ar fi trebuit să tragi atenția numai cu printul cizmelor, dacă mă întreb pe mine. Dar ești foarte frumoasă. Îți stă bine peruca, te-ai machiat frumos, plutește frumos capa. Batman. Geanta e oribilă. Las-o, bag-o ușor. Nu, trebuie să vadă telespectatorii. Așa, ascund-o sub capa aia, că e generoasă. Și nu mai fi dragă supărată. Ia uite, stai la Irina, mai dă-i un party și la Irina și după aia vezi cum te reorganizezi. Eu stau la curte, deci se poate.
Dragă, dacă ar fi să fiu foarte sincer, ți-aș spune, adică o să-ți spun de fapt că nu-mi place absolut nicio piesă, niciuna. Dar cumva împreună tu ai făcut un lucru armonios și mai mult de atât, foarte bine proporționat, care îți vine ție foarte bine, pentru că dacă iau piesele pe rând sau la puricat, da, nu-mi plac deloc. Dar îmi place ce ai făcut cumva cu ele, în toată această... Hai să vedem și calificativele. Iar te grăbești, Ilinca. Mai aveai ceva de spus? Nu. Nu, bine. Nu. Vreau să mai stăm așa pe ecran doar. Puțin, bravo, da. Ai stil. Mulțumesc. La camera 7 sau 4? Bravo, ai stil. Mulțumesc. Și indicativul tău, Valeria? Dragii mei, indicativul meu este 3. Votați la 1206 pentru că eu astăzi dau o mare, mare, mare petrecere. Mulțumesc. Mulțumesc. La revedere. La revedere.